even if the sun goes down on you. Neața, neața, bună dimineața, sunt în mașină, este luni, mâine este marți, iar trebuie să intre un daily vlog și eu nu am făcut nimic toată săptămâna, așa că am zis că să îl încep azi, măcar am ieșit din casă, sunt în mașină, am venit la grădiniță, da, pentru că începem, mă rog, de mâine vin copiii și tot, dar azi am venit pentru că vine o caravană, ne fac analizele. Și să mai aranjăm ce mai avem de aranjat ca să putem să-i așteptăm pe copii în siguranță. Aș vrea să filmez gen un car vlog, dar n-am știut cum să pun telefonul și unde să-l pun ca să stea invers, nu normal, pentru că am suport, dai suport de la șelții așa și atunci ar fi fost negru pe părți și nu am vrut așa. Am zis că mai bine filmez când ajung aici, oricum am ajuns un pic mai repede. Că trebuie să fim la 9 și este 9 fără un sfert. O să mă duc oricum imediat înăuntru, dar voiam să vă anunț că începem daily vlogul azi și acum și să sperăm că o să mai găsești ceva de interesant de făcut azi. Azi cred că am programare la unghii, sper să nu mă înșel. Nu cred că mă înșel. Oricum nu o să stau mult nici aici, pentru că repede ne facem treaba, deci nu o să stau chiar toată ziua ca de obicei. Și mâine vom vedea cum va fi. Trebuie neapărat să... Am emoții, sinceră să fiu. Am emoții pentru că e greu cu copiii mici, cu distanțarea socială și așa mai departe. Dar încerc să fiu încrezătoare și să mă gândesc că o să fie bine și că o să fie ok. Na, eu atât am vrut să vă zic, vă mai vorbesc cu voi după ce termin aici treaba. Pupici! Bun, dragilor, e ora 3 și acum am parcat aici la unghii, unde vin, la nașa mea, și urc sus. N-am mai vorbit de la grădii pentru că am stat foarte mult și a trebuit să vin și la unghii repejor. Așa că am vrut doar să vă dau un update cu locul unde sunt și ce fac și mor de cald că nu am apucat să se recurească în mașină. Așa că vă las să mă duc mai la răcoare în casă. Hei, dragilor! Hello, hello din nou! Am ajuns acasă cu unghiile făcute. Am mai stat și la o cafeluță cu Dașica și am ajuns în sfârșit acasă și l-am revăzut pe Toi, care a împrăștiat toate jucăriile. S-a bucurat și el să mă vadă. Foarte tare de m-a zgâriat toată, după cum bine vedeți. Și da, a fost o zi minunată. Iar acum vreau să pregătesc, că de mâine vin copiii la grădini și vreau să le pregătesc ceva pentru că le-am cumpărat. Și stați să vă arăt și vouă. Le-am cumpărat câte o chestiuță de asta și vreau să le pun... mă rog, trebuie să decupez, l-am laminat azi la grădi. I'm bumbling with excitement because you are in my class. Se știe că sunt de la mine și vreau să le leg împreună. Mă rog, să le leg, îi fac o gaură, le decupez, le fac o gaură și le leg cu asta. Și să fie pregătite pe mâine când vin ca să se bucure. După atât timp mă gândesc că o să le fie greu. Și na, hai că mă schimb, mă pregătesc și mai stăm de povești în timp ce decupesc și fac chestiuțele respective. Bun, în sfârșit sunt și eu schimbată, sunt relaxată, fără sutien și alte chestii. Și sunt acasă, că nu mă așteptam, sincer, să stau așa mult, să pregătim așa mult, dar a trebuit să le facem la fiecare pahar cu creioane separat, na, că noile reguli și... așa mai departe și am stat destul de mult, adică chiar am lucrat. De obicei, noi tot timpul în 31 august mergem să ne pregătim pentru începerea anului, să ne schimbăm clasele, pentru că în fiecare an ne schimbăm clasa, grupa mijlocie tot timpul e aceeași și noi mergem în ea când ajungem, grupa mică mereu e aceeași, așa mai departe. Și... noi ne mutăm practic și n-am avut niște chestii de mutat, evident. Vine o caravană să
ne fac analizele niște medici tot timpul, adică nu trebuie să plecăm noi să stăm pe cine știe pe unde, pe la cos, vin ei, mi se pare foarte, foarte tare. Și, na, a fost greu, am puțin emoții pentru mâine cu noile reguli, cu... Acum trebuie să vă dam și plastelina și am înțeles că, na, nici plastelina nu pot să dai de la unul la altul și aș vrea să-i pun să-și aleagă fiecare o culoare, să pun și pe alea etichete și, na, mereu să facă cu eticheta respectivă, să știm că este a lui și punct. Problema este că este destul de dificil. Uitați ce mișto! Foarte tare și cadouașul. Și vreau să, cu chestiuța asta, fac o gaură, să vă arăt un model, pe urmă vă mai vorbesc așa și pe urmă vă arăt la final ce și cum mi-a ieșit. Ideea este că nu ne-am văzut de atât timp și cred că o să le fie greu. Oricum, directoarea ne-a asigurat na, condiții, cumva fiecare măsuță are paravan din acela de plastic, din acela transparent și na, în curte a amenajat foarte frumos ca să putem sta cât mai mult în curte și asta mi s-a părut foarte tare. Mâine avem de gând să-i așteptăm în curte, de-aia am stat să împrăștiem și creioanele, mă rog, să le împrăștiem, să le punem fiecare, să aibă fiecare copil paharul lui, că mâine eu mă gândeam să-i aștept în curte cu creioane colorate și foi să deseneze, ca eu când vine un copil să pot să mă duc liniștită să îl întâmpin, să-l iau, pentru că trebuie să le luăm la fiecare temperatura când intră. Na, pe urmă nu o să-i mai așteptăm afară, dar o să, nici părinții n-au voie să intre, o să-i aștepte îngrijitoarea, ea o să-i preia de la părinți, o să ia temperatura, dar mâine am zis că după atâta timp ar fi bine să-i așteptăm afară, să ne vadă pe noi, educatoarele, pentru că, na, vă dați seama, după atâta timp, cred că vor și ei o față mai cunoscută, nu că n-ar cunoaște îngrijitoarea, dar vă prindeți voi, na, și cam asta ar fi, o să vedem de mâine cum va fi restul lucrurilor, cum o să ne descurcăm cu jucăriile, cu, na, știți voi, cu dezinfectatul după fiecare, s-au scos covoare, s-au scos jucăriile de pluș din săli, multe chestii s-au scos, nu mai au voie, doar cu jucării ce pot fi dezinfectate. Și este și normal, pentru că nu e normal, adică nu știu, eu consider că dacă e să te îmbolnăvești, te îmbolnăvești, că stai cu omul ăla într-o clasă de grupă o zi întreagă și nu că te-ai jucat cu aceeași jucărie. Sau că ai o jucărie de pluș, adică, nu știu, mi se pare greu pentru ei și cu distanțarea, mai ales după ce nu s-au mai văzut de atâta timp și au fost singuri, în fine. Cam așa arată, să vă arăt, cam așa arată și am de gând să le pun așa pe măsuță, înăuntru, așa, și na, fiecare, evident, să-și o pună în ghiozdănel, nu o să îi las nici afară să sufle unul pe altul bule, dar na, un cadou așa de dus acasă. Na, nu mai stau să pălăvrăgesc, că deja am pălăvrăgit 5 minute, am vrut doar să vă arăt ce cadou aș drăguț le-am făcut. Mă apuc de treabă în continuare să termin și revin cu povești pe urmă. Hello, din nou, sunt tot eu aici ascunsă în spatele telefonului, am terminat în sfârșit de pregătit aceste cadouri minunate pentru copilași, sunt 13 copii o să am în grupa și dacă vă întrebați de ce cartonașele astea sunt mai mari și astea sunt mai mici, ei bine, ia să vă arăt aici. Am scos mai multe, le-am laminat frumos, dar problema e că eu am 10 băieți și 3 fete și care cartonașe erau mai mari, îs cu roz
de fetițe, evident. Așa că am zis, prefer să le pun mici. Și asta e, mare diferență nu e, chiar nu mi-am dat seama că sunt mai mici pe fișa respectivă, oricum am scos mai multe decât trebuia. Și na, că la fetițele cele trei le am aici, una, două și aici e a treia cu roz, nu știu de ce s-o agățat așa. Și na, abia aștept să văd că sunt cântați și știți ce mi-am dat seama? Că eu nu am mâncat mai nimic astăzi. Adică am mâncat de la Parnemar un croissant cu cașcaval și când am fost la unghiile, nașa mea mi-a dat, nu știu cum să-i zic, un fel de brânzoaică, dar cu mere. Și în rest n-am mâncat nimic. Nu pot să zic că mi-e foame, dar nici nu pot să rămân nemâncată. Așa că o să mă duc să mănânc, că aici mi-am terminat treaba. După care cred că fac duș și mă bag în pat pentru că nu mai pot, nu mă gândeam că o să fiu chiar așa obosită și nu știu cum o să fie deja de mâine, de când vin copiii, după atâta timp de stat acasă, nu știu, mi se pare dificil și că doar am mers așa, am făcut pe acolo diverse chestii, m-am obosit sau poate faza că am fost plecată mai mult de acasă și de-abia am ajuns. Nici nu știu care este toată chestia. Ideea este că mă duc să mănânc, după care cred că mă bag la duș și... Dragilor, din nou, după cum bine ați văzut, am mâncat o salată, ca să vedeți ce grijulie sunt, nu știu cum de, dar de vreo 3 zile mănânc seara salată și atât. Și mai ales azi, după ce n-am mâncat aproape nimic, chiar sunt mândră de mine că am mâncat doar salata aceea, dar într-un fel v-am zis că nici nu mi-era foarte foame, deci n-avea rost să-mi fac ceva extra mega complicat. După cum bine vedeți, am făcut și baie. Apropo, asta este din... jumbo și chiar este ok, este un pic cam subțirel, aș zice eu, dar na, important e că ține părul și eu încerc să mi-l stor cât de cât înainte. Aș să vă zic o chestie amuzantă. Ia priviți. L-am spălat și pe Toi, l-am băgat în duș cu mine. Deci, cum spuneam, l-am băgat și pe Toi în duș cu mine. După cum bine se vede, încă este un pic umed. Bine, prima dată l-am spălat pe el și evident că l-am încercat să-l usc cât de cât, dar nu i-a plăcut deloc uscătorul. L-a spălat, a stat destul de bine, chiar m-a mirat cât de bine a stat, dar nu i-a plăcut să-l usc și n-am vrut nici să îl terorizez, așa că l-am uscat, na, cât să nu fie umed și să lase umezeală în pat sau, na, să fie friguț, l-am pus în pat în caz că e friguț să se învelească și... m-am băgat și eu pe urmă să mă termin de spălat. Dar e adorabil, chiar a fost cu minte, nu mă așteptam să fie așa cu minte. Eu sper, am observat că tot are treabă cu urechea, sper doar că am fost eu precaută destul de bine, deși nu i-am pus dușul în cap, am dat mai mult cu mâna așa pe el. Deci nu prea avea cum să-i intre apă în urechiușe. Da, este un scump și un iubit și un drăguț, mai nu se scarpină în general, nu neapărat la ureche. Da, e ok, cred că nu-i place încă că e umed. Apățifă-ți, mama! Apățifă-ți, te urci pe mine? Vrei să-mi dai pupic? Hopa! Și cam atât, cred că pe seara aceasta. Este, nici nu știu cât este ceasul, în jur de 9, cred că e mai târziu. Dar, v-am zis, sunt ruptă, vreau doar să mă usuc cât de cât pe păr și vreau să mi-l fac creț și vreau să fac tehnica aceea cu cordonul de la halatul de baie. Am și un clip pe tema asta și eventual un serial, un episod din ceva și pe urmă
la somn, că dimineața o luăm de la capăt și aș vrea mâine să ajung un pic mai repede la grădiniță să mă mai pregătesc și vreau să mă trezesc pe la 6 și un sfert ca să pot să-l scot și pe doi afară, după care să pe la 7 să pot să plec liniștită și evident o să mai îmi pun și o mască în seara asta, o mască de față când mi-am mai pus de mult și parcă am așa chef, deși cred că ar fi trebuit să mi-o pun înainte, dar ok și după, e tot aia. Na, cam asta a fost vlogul de astăzi, puțin așa basic, plictisitor, dar cam asta înseamnă o zi din viața mea, o zi normală, mai ales de când am început și munca, mă rog, asta a fost prima zi. Na, vă las, nu vă mai țin, cu atâta vorbă iar aia, v-am pupăcit, v-am îmbrățișat și ne vedem data viitoare, pa, pa! Spune pa, pa, toi!